Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod. După cum știți și voi, suntem foarte aproape de 200.000 de abonați, așa că v-aș ruga, dacă nu te-ai abonat, de fapt te-aș ruga, dacă nu te-ai abonat încă, să te abonezi, pentru că poți fi printre cei care s-au alăturat cel mai recent, în cei 200.000 de abonați care urmează să fie atinși. Așa că dacă vrei, ajută-mă să strâng 200.000 de abonați astăzi. Și m-am gândit eu așa că dacă tot facem azi 200.000 de abonați, ce să nu reacționez eu la un video mai interesant de pe canalul meu și mai vechi? Pentru că am întâlnit niște lucruri foarte ciudate în acest videoclip la care urmează să reacționăm. Este un video în care explorez închisoarea abandonată. E cea mai ciudată închisoare în care m-aș fi putut duce și e și bântuită. Ideea e că în acest episod au fost câteva lucruri foarte stranii și nu exagerez. E foarte creepy să-mi dau seama că am filmat chestiile astea fără să-mi dau seama și fără să le văd. De-abia acum realizând că niște amănunte de acolo au fost foarte, foarte ciudate. Bun. A, da, și trebuie să menționez, videoclipul ăsta a fost filmat acum aproximativ un an jumate. Da, deci n-am mai mic. Ok, salutare lume, noi suntem gata să ne ducem la o închisoare abandonată. Oh, da. Hai să strângem noi 3000 de like-uri la acest vlog. Vorbesc mai încet, sunt cam speriat cum... 3000 de like-uri, ia să vedem cât are. Aha, 17.000. Mhm. Deci putem atinge lucruri din acestea, dar trebuie să mai trag. Trebuie să încep să vin cu ceva nou ca să vă, ca să ating astfel de praguri. Deci, da, faza e că e super, super creepy. Și de asta spun că e creepy, pentru că chiar e... E creepy. Mai o colibă de aia. Da, exact, n-a mai fost nimeni acolo. Colibă de 2 metri pătrați. N-a mai fost nimeni acolo, de 50 de... Nu exagerez. Ok, faza e că noi suntem singuri, suntem echipați, avem mâncare la noi. Mamă, țin minte, a fost tare rău. Să ne apărăm dacă apare ceva. Da, o să fie nasol rău. Trebuie să scăpăm cu viață. Încă n-am ajuns acolo, dar na. Cine a mai făcut chestia asta vreodată? Adică toți. Da, numai dobitoși ca noi mergând pușcărie, noapte. Practic, am intrat în această închisoare, dar pe parcursul acestei investigări, când am intrat aici în partea asta a închisorii, s-a auzit o voce foarte ciudată și nu cred că era mascatul, pentru că nici el nu știe de ea. Deci, și să ascultăm, cred că e undeva pe aici, stați așa. Trebuie să ascultați foarte atent. O să dau mai tare aici. Ești nebun? Wait for it. Locul ăsta e ruină. Asta era celulă, înțelegeți? Chestia asta era celulă. Ok, băieți, deci în închisoarea asta, acum mult timp... Fiți atenți aici. Oameni care au stat aici și mi-e frică pe aici. Uitați-vă ce vorbim cu tavanul până la urmă. Poate să cade în orice secundă. Și na. Ați auzit? Se aude un... Hai pe aici! What the fuck? Încă o dată. Secundă. Și na. De unde ar fi putut veni acest sunet dacă nu a fost de la mine și nici de la mascatul? Și vă spun eu că n-am editat partea asta să pun eu voiceover-ul ăsta exact aici. Dar... știi ceva? Cred că o să-l întreb pe mascatul să-mi zică dacă a fost el, dar... Da. E dubios. E foarte dubios. Să-mi spuneți părerea voastră. Adică e creepy. E creepy pentru că, uitați-vă... Eu nu dau aici vreun semn că aș fi auzit chestia asta și nici mascatul. Nu. Vedeți? Nici el nu spune că a auzit acea voce și nici eu. Încă o dată totuși vreau să mai ascult. Uite tavanul până la urmă, poate să cade în orice secundă și na. Se aude așa un random, hai pe aici. E o chestie ciudată. Și e destul de creepy și de-aia am vrut să vă arăt. Dar pe lângă vocea asta mai e ceva. Bam! Bam! Ce e chestia asta de aici? Pentru că nu arată o creangă, da? Și chiar mă sperie. Zici că e o mumie. What the fuck?
Și noi n-am văzut-o deloc, vă dați seama că dacă o vedeam, noi băgam cel mai mare sprint. O, ce să fie? O, un halat negru pus acolo, foarte dubios. Nu știu că place. Bam, stați, s-a văzut mai bine. Bam, arată ca un om care stă acolo cu capul negru. What the fuck, spuneți-mi și mie, stați așa, stați. Ce mai zic băieții prin comentarii? Spuneți-mi, dar nici asta nu e creepy. E mare și pare mare, vedeți? În comparație cu capul, mă rog, cu noi. Pare uriaș, mă, mi-e și frică când mă uit acum, what the fuck. Zici că e o babă, dacă te uiți mai atent, o babă care stă acolo în copac. Băi, nenică. Băi, parcă, deci, reuitându-mă la video ăsta, parcă mi se face frică când mă uit la el. Dar să mai intru o dată în închisoarea aia. O fată pe perete, o față. Wow! Voi vedeți? Aici se vede o față pusă pe peretele ăsta. What? O să încercuiesc la editare pentru voi, dar dacă nu o vedeți, pentru că s-ar putea să nu o vedeți, dar o voi încercui. Se vede clar, e un chip aici. Uf, cine știe cum o fi fost pus chipul ăla aici sau de cât timp o fi. Mamă, bă, frate, descoper în video ăsta niște lucruri pe care teoretic ar fi trebuit să le știu deja, dar nu le știu, pentru că le aflu exact în momentul de față. Deci, înainte de videoclip, eu chiar nu mă uitați de la comentariul acela la care m-am uitat chiar acum ca să aflu de fața asta. Doar uitați-vă la holul ăsta, băieți și fete, pentru că poate se uite și fete. Voi vă dați seama că eu am avut curaj să intru în închisoarea asta? Ce dracu! Exact pe cadrul ăsta. Pe cadrul ăsta se vede asta. Nu știu dacă realizați, dar iar o să dau un cerc pe chestia asta. Arată ca un killer clown. Arată ca un killer clown. Nu glumesc. Băi, nu, deci trebuie să dați un like la video ăsta. E foarte dubios. Nu e fake, nu am reeditat lucrurile astea. Puteți intra și voi pe video exact la minutele astea și o să le vedeți. Pentru că nu pun eu, din nou, nu reeditez chestia asta. E ca și cum ar fi o față cu gura albastră. Mamă, deci video ăsta chiar m-a surprins. Trebuie să recunosc, nu mă așteptam la lucrurile astea. Și parcă se mișcă. Stați, ceva, ce? Ce, nene? Da, și mare flec. Ok, deci deja nu mai știu ce să zic. Cam ăsta a fost videoclipul. Să spuneți neapărat părerea voastră în comentarii, dar pe mine chestia asta chiar mă sperie. Și pe lângă asta, vreau să-mi dați un subscribe azi, pentru că poate fi ziua în care ating suma de 200.000 de abonați. Și da, dacă ți-a plăcut, dă-i un like. Chiar a fost creepy. Hai, vă pup.